Jucării rechizite, dulciuri, dar și alte bunătăți vor face ca sărbătorile unei familii din comuna Breznița de Ocol să fie mult mai bogate. Activiștii PES Mehedinți, sprijiniți de președintele PSD Mehedinți Aladin Georgescu și de primarul comunei Breznița de Ocol Cătălin Drăghici, au continuat tradiția de a organiza acțiuni caritabile înainte de sărbătorile pascale. Acțiunea caritabilă Culori de Primăvară, inițiată de către coordonatorul PES Activist România, Victor Negrescu, a devenit o tradiție și în județul Mehedinți. Cu sprijinul președintelui PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, și al primarului comunei Breznița de Ocol, Cătălin Drăghici, activiștii PES din Mehedinți au reușit să ofere o rază de speranță unei familii nevoiașe din Breznița de Ocol. Având în vedere că ne aflăm în perioada sărbătorilor pascale, vreau să le mulțumesc special echipei de la PES Activist, tinere echipe, o echipă performantă, o echipă tânără cu viziune, care s-a gândit ca în preajma acestui sărbător pascal să facă o mare bucurie acestor copii, acestei familii. Sper să o țină în continuare tot așa, îi cunosc, sunt tineri, colegi de-ai mei și îi felicit pentru această acțiune. Alexandru Cojocaru, coordonatorul PES Activist Mehedinți, a transformat campania națională Culori de Primăvară într-o acțiune care a devenit o normalitate în ultimii ani, subliniind principalul obiectiv al socialdemocrației europene, acela de a fi alături de persoanele vulnerabile din punct de vedere social. Campania Culori de Primăvară, inițiată de coordonatorul PES Activist România, Victor Negrescu, a devenit o tradiție în județul Mehedinți. An de an, noi încercăm să aducem un zâmbet acestor oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Vreau să mulțumesc pe această cale pentru sprijin președintelui PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, și domnului primar Cătălin Drăghici, domnului primar al comunei Breznița de Ocol, pentru că am reușit să aducem un moment frumos pentru o familie care are nevoie de ajutor în această perioadă. Organizația noastră, PES Activist Mehedinți, a fost tot timpul apropiată de oameni și încercăm atât cât putem noi să aducem momente de bucurie oamenilor care au nevoie de ajutor și de sprijin. Mama celor patru copii a apreciat inițiativa activiștilor PES, mai ales că sărbătoarea Paștelui se apropie cu pași repezi, iar situația financiară a familiei acesteia este una destul de modestă. Da, vă mulțumim frumos și sărbători fericite tuturor! Credeți că vă vor ajuta? Da, cred că da. Pe oricine ajută. Cei mici s-au bucurat și ei de cadourile primite și au fost foarte încântați de faptul că primarul comunei lor, alături de ceilalți colegi socialdemocrați, s-au gândit și la ei. Aceștia se vor bucura acum de o masă plină de sfintele sărbători ale Paștelui. Ești fericit că a venit iepurașul mai devreme la tine? Da. Ești mulțumit de cadourile pe care le-ai primit? Da. Da, sunt fericit. Te bucuri de cadourile primite? Da, vă mulțumesc. Solidaritatea și empatia față de cetățeni este foarte importantă, mai ales că doar împreună, uniți și solidari unii cu ceilalți, putem depăși aceste momente grele în care se află întreaga omenire.